Au fost afișate rezultatele finale la bacalaureat. În urma soluționării contestațiilor depuse, procentul de promovabilitate la nivelul județului Călăraș a crescut de la 54,47% la 58,43%. De asemenea, în urma reevaluării lucrărilor, încă un elev al Colegiului Național, Barbu Știrbei Călăraș, a obținut nota 10%. Anul acesta, după afișarea primelor rezultate, au fost înregistrate 490 de contestații. Absolvenții învățământului liceal care nu au reușit să promoveze examenul de bacalaureat mai au o șansă la sesiunea de toamnă. Înscrierile au început deja și se fac până pe data de 19 iulie. Pe data de 26 iulie se pot înscrie elevii care au promovat examenele de corigență. Probele scrise începe data de 21 august, iar pe 3 septembrie vor fi afișate primele rezultate.